Bună, eu sunt Camelia, bine ați venit alături de mine în bucătăria Gătește Ușor.ro. Dragii mei, astăzi am să vă prezint un aparat foarte util în orice bucătărie și anume o mașină de pâine și nu orice mașină de pâine, o mașină de pâine de la Panasonic. Este o mașină foarte capabilă care are 18 programe de coacere a pâinii. Ne permite să selectăm diferite grade de rumenire, putem să facem și maia cu ea, putem să facem și gem. Modelul pe care l-am eu aici este modelul SD-ZB2512 și în continuare am să vă prezint capabilitățile acestei mașini și vom face mai târziu și câteva rețete de pâine. Dragii mei, am scos din cutie mașina de pâine Panasonic, așa arată ea acum, vine cu tot felul de accesorii și cu o carte în care avem instrucțiunile de folosire ale mașinii, precum și o grămadă de rețete. Prima parte a acestui manual avem descrierea produsului și instrucțiuni de folosire, fiecare program în parte. Apoi avem descrierea ingredientelor pe care putem să le folosim, timpii și programele, ce face fiecare program în parte, iar apoi manualul ne arată diferite rețete de pâine, ce ingrediente putem să adăugăm. Avem și o zonă pentru rețete fără gluten și pentru rețete de gem. Cam asta ar fi despre manual, conține foarte multe rețete interesante. Acum o să vorbim despre mașină. Eu am să încep cu partea superioară, pentru că acest model are două accesorii speciale. Un accesoriu în care introducem drojdia uscată, introducem drojdia în acest orificiu și mașina de pâine o eliberează și o introduce în procedeul de frământare chiar în momentul potrivit. Și avem aici un accesoriu special pentru safide și altfel de fructe confiate sau uscate și nuci. În felul acesta se eliberează aceste ingrediente în momentul optim de frământare al pâinii. Are o clapetă la bază care le dă drumul în pâine. Noi putem să scoatem accesoriul acesta pentru a-l spăla și apoi îl introducem pur și simplu la loc. În acest compartiment al mașinii de pâine este indicat să folosim doar ingrediente uscate, precum nuci și safide tocate mărunt. Nu este recomandat să folosim ciocolată sau brânză, pentru că din cauza temperaturii pe care o degajă mașina, ciocolata s-ar topi în acest orificiu și s-ar lipi de el. Dacă vrem să adăugăm astfel de ingrediente, este recomandat să le adăugăm direct în coșul de pâine. Asta este partea de accesorii suplimentare. Aceste accesorii nu sunt disponibile la fiecare model de mașină de pâine. Dacă nu aveți zona asta de accesorii suplimentare, pur și simplu puneți ingredientele în coșul de pâine. Acum o să desfac mașina. Înăuntru ei se află coșul pe care am să-l scot ca să-l vedeți. Asta este coșul de pâine. Coșul de pâine se scoate și se bagă foarte ușor. Am să-l pun înapoi. În interiorul coșului se montează cele două palete de frământare sau cuțite. Avem două palete diferite, o paletă care este pentru făină de grâu, pentru făină obișnuită și o paletă specială pentru făină de secară. Făina de secară necesită ceva mai multă frământare și de aceea avem această paletă striată. Ele se montează cu ușurință în interiorul coșului. Am să fixez paleta de frământare pentru făină de grâu. Vedeți cât de ușor am pus-o, iar acum putem adăuga practic restul ingredientelor. Voi închide mașina, iar acum vom povesti un pic despre toate butoanele pe care ea le are, care ne permit să selectăm diferite opțiuni. Butonul de meniu ne permite să selectăm programul aferent fiecărui tip de pâine. Vedeți că se modifică, fiecare număr este legat de un program. Continuăm în felul acesta până găsim programul pe care dorim să-l selectăm. În funcție de programul selectat, putem să selectăm dimensiunea pâinii. Avem mare, medie și mică. Spun că în funcție de program, pentru că doar la anumite programe putem să selectăm această dimensiune. Apoi, la fel, în funcție de program, putem să selectăm gradul de rumenire.
Mai avem aici și opțiunea de timer, care ne permite să programăm mașina să pornească la un anumit moment, astfel încât dacă dorim ca atunci când ne întoarcem de la birou, de exemplu, să ne aștepte acasă o pâine aburindă, gata, făcută, caldă, putem să selectăm ora la care dorim noi să pornească mașina, ținând cont de durata programului și de momentul în care ne întoarcem acasă, bineînțeles. Trebuie să ținem cont în manual să vedem la care dintre programe putem să folosim această opțiune de timer, pentru că în funcție de făina folosită nu este valabil această opțiune la toate programele. Ultimele două butoane sunt butonul de start și butonul de stop. Butonul de start pune în funcțiune mașina. După ce am selectat toate programele pe care le dorim și toate opțiunile, apăsăm pe start și mașina își va începe operațiunile. Și butonul de stop îl folosim atunci când dorim să oprim mașina, dacă ne-am răzgândit, dacă vrem să mai adăugăm ingrediente, îl folosim în caz de urgență, ca să zic așa. Iar acum am să vă vorbesc și despre restul accesoriilor. Avem două lingurițe de măsurat. Aceasta este pentru a măsura cantități foarte mici, 0,1 grame. Este bună pentru cantități foarte mici de sare sau de drojdie. Și mai avem o linguriță cu două zone. Avem una de 15 ml și una de 5 ml. Aceasta este cât o lingură, aceasta cât o linguriță. Și avem marcaje pe fiecare. Avem un marcaj care ne spune că avem aici o jumătate de lingură. Iar aici pentru linguriță avem la 3 sferturi, la o jumătate și la un sfert. Și mai am aici două recipiente din plastic, care sunt pentru opțiunea de maia sau de starter. V-am spus la început că mașina noastră de pâine are această opțiune. Are un program special care ne permite să facem acest starter folosind făină și foarte puțină drojdie. Vine cu două astfel de recipiente, astfel încât putem să facem pentru două pâini. Recipientele acestea, odată umplute cu toate ingredientele, se introduc în mașină. Scoatem mai întâi paleta aceasta de frământare și introducem recipientele. Apoi închidem capacul mașinii și programăm la programul special pentru această etapă, pentru starterul acesta. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că putem să folosim doar un anumit program. Nu e bine dacă folosim alt program, pentru că riscăm ca acele pahare să se topească. Dragii mei, aceasta a fost prezentarea pentru mașina de pâine de la Panasonic. Sper că v-a plăcut și că vă este utilă și sper să faceți cât mai multe rețete de pâine în casă, pentru că pâinea făcută în casă este mult mai sănătoasă decât cea din comerț. Dacă v-a plăcut această prezentare, vă invit să mă urmăriți pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube gateșteușor.ro. Vă urez spor la treabă!